Polițiștii locali au organizat zilele trecute o amplă acțiune în zona Piaței Iosefin, Gara de Nord, Bulevardul Regele Carol I, cu scopul prevenirii consumului de băuturi alcoolice pe domeniul public, a prevenirii comercializării de către reprezentanții societăților comerciale cu profil alimentație publică a produselor din alcool către minori, cu atât mai mult cu cât în zonă sunt mai multe unități de învățământ, iar în timpul orelor de școală sunt date că aici elevii au obiceiul să se refugieze de la cursuri, precum și pentru prevenirea altor fapte de natură contravențională sau penală. În paralel cu efectivele Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, au acționat și efective din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Timiș pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale din competența acestora. Au fost verificate 4 unități de alimentație publică de tip bar și jocuri de noroc. Au fost aplicate 2 sancțiuni pentru staționarea neregulamentară și pentru activități de comerț stradal fără aviz în acest sens, iar 4 persoane fără adăpost au fost predate către serviciile sociale. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost depistat în zona podului Dragalina consumând produse din categoria celor interzise, respectiv țigarete cu etnobotanice, motiv pentru care a fost întocmită documentația în vederea transmiterii cazului către polițiștii din cadrul Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor. Astfel de acțiuni vor mai fi organizate și în perioada următoare.